cafeaua de dimineață. În ziar, te ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața la cafea, după câteva zile de absență. Subsemnatul este de vină, pentru că am lipsit de la locul de muncă, ca să spunem așa. Ieri trebuia să facem emisiune cu primarul Andrei Carabelea, să vă prezint și numărul 603 al ziarului, așa că vom considera azi vineri că e început de joi și vă prezint invitatul Andrei Carabelea, primarul municipiului Piatra Neamț. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit și mulțumesc frumos pentru învuirea reciprocă de ieri. Da, da, mulțumesc respectatorilor că noi am reușit să reprogramăm emisiunea de ieri și mulțumesc pentru invitație. Înainte de a trece la Piatra Neamț, câteva titluri din Mesagerul apărut ieri. Doi ani de la prăbușirea pălului de la Luțca și zicerea unui cetățean: cât înconjurăm ca să trecem apa, îl înjurăm pe ăla de-i fugit în Italia. Opinia Mesagerului, AIU, banii și tot neamul lor, vă rog să o citiți, merită, e deja publicat și pe net. Locurile de joacă din Piatra Neamț, investiții, casări și bunul simț civic, pe ultima parte, pe ultima pagină a ziarului, o anchetă scurtă făcută într-o zonă a orașului. O să revenim și acolo. În rest, rubrici tradiționale, mai sunt anchete, mai sunt discuții. Să spunem doar că la podul de la Luțca, cei care s-au ocupat de demolare, de data aceasta, se pare că și-au făcut treaba. Întotdeauna e mai ușor să demolezi. Sau, mă rog, aproape întotdeauna e mai ușor să demolez, și-au făcut treaba și au desăvârșit opera fugarului din Italia. Bun, domnul primar Andrei Carabelea, municipiu Piatra Neamț, haideți să vedem, eu am cam lipsit zilele astea din zonă, nu știu dacă s-a dat drumul sau nu s-a dat drumul la pod, la spital, care e situația acolo? Podul de la spital este aproape gata, mai sunt doar trotuarele de făcut. Din punct de vedere al circulației rutiere s-ar putea da drumul, doar că trebuie să evităm o potențială situație cu foarte mare risc. Respectiv, faptul că în piața Cogălniceanu se efectuează niște lucrări de realizarea unor cămine branșamente. Unul este aproape finalizat, doar că urmează să fie montată o vană și acolo e ar risca, dacă dăm drumul la podul de la spital, să riscăm să ajungem să blocăm și intersecția de la spital din cauza acelei gâtuiri care ar ajunge să se întâmple în piața Mihail Cogălniceanu. Prin urmare, trebuie să așteptăm să se termine zona de intervenție acolo. Pe apă. Pe apă, da. Pe deci lucrarea ca să de fie apă, clar, piața nu, Mihail nu e treaba ăluia care a făcut podul. Podul e treaba... este gata din momentul în care am zis că îi dăm drumul. Știți, doar că... vă arăt pe telefon. Deci eu primesc comunitatea Târgu Neamț întrebare. Este apă la Humulești în dimineața asta? Pe un grup din Piatra Neamț se circulă astăzi pe podul de la spital? Deci, astea sunt câteva dintre... Mai foarte puțin și vom avea podul dat în circulație. Astăzi am putea încerca, dar riscăm să ajungem într-o situație care să producă blocaje și mai mari, pentru că, pe de o parte, oamenii nu sunt obișnuiți și ar... plus că mai sunt de făcut niște lucrări la stâlp de iluminat public. Aceasta este situația. Până la finalul acestui an, nu pot să dau o dată concretă astăzi, pentru că depindem de mulți factori. În primul rând, trebuie livrată acea vană care este așteptată chiar de câteva săptămâni. Se execută cele trei cămine care sunt de rezolvat în zona respectivă și imediat dăm drumul la circulație pe podul de la spital. Ca de obicei, așteptăm întrebări sau sugestii pe pagina de la ziar. Eu aș vrea să vă citesc
Sincer, vă rog. Apropo de locuri de joacă, părerea unor pensionari din zona blocului, din Dărmănești cu șahul. Da. Care, spun domne, zice, domnul primar ne-a promis că se reface locul nostru de joacă, de șah, acolo la Orion. Până în primăvară, da. Și zice, sper, nu cred că îl mai vedem prea curând înapoi. V-am dat un termen destul de flexibil. Este deja proiectat, comandat, așteptăm să vină băncuțele. Nu pot să zic că le vom avea într-o lună, încă nu știu care este stadiul. Știu că va fi doar ceva bine gândit în zona respectivă. Nu va fi o improvizație așa cum a fost înainte. Ținem la imaginea orașului și vrem să facem lucrurile cu bun gust pe de o parte și durabil pe de cealaltă parte. Da. În primăvară voi merge și voi juca o partidă de șah cu cei de acolo. Eu vă propun altceva, un mini campionat de șah. Nu mă pot aventura eu la organizarea unui mini campionat de șah, dar aș participa cu drag. Deci sigur s-ar face, pentru că sunt oameni care nu înțeleg. Exemplu, cineva spune, ești plătit pentru orele în care stai și faci campanie electorală la emisiuni? Eu fac nu, campanie de, probabil la mine se referă. Eu vin, nu cred că... Deci, eu în general sunt un om politicos. Când vezi oameni care singura lor capacitate mentală este asta, n-ai ce să răspunzi. Totuși, presupunerea mea e că întrebarea se referă la mine și vreau să explic foarte clar. Particip la aceste emisiuni și la dumneavoastră și la alte posturi cu tot dragul, din dorința de a reuși să comunic pe proiecte pe care n-am reușit să le explic la timp și să le să comunic pe subiectele respective la timp. Așa se face că sunt foarte multe dezinformări care au apărut și un lucru spus prima dată capătă valoare de minciună, capătă valoare de adevăr, chiar dacă este o minciună sfruntată. Eu văd în comunitate foarte multe persoane și știți bine, ați auzit de teoria pământului plat. Ei, sunt milioane de oameni care cred în acea teorie, deși sunt sute de ani de când există, de când cunoașterea umană știe precis că pământul este rotund. Iată că astăzi milioane de oameni cred că pământul este plat pentru că cineva le-a băgat în cap acest lucru. Sunt multe imperfecțiuni în proiectele orașului. Și dacă cineva constată că astăzi a trecut printr-o zonă unde lucrurile nu arată ok pentru că e șantier, și pentru că în faza de proiectare nu s-au anticipat foarte bine costurile pe parte de siguranță, protecție și alte asemenea obiective și semnalizare, astăzi decontăm acele erori de proiectare. Culmea este că cei care sunt vinovați pentru asta, astăzi sunt cei mai vocali și zic că e haos, e habarnism, nu se știe, nu se face cum trebuie, că dacă aș fi fost eu, ce aș fi făcut eu și cum aș fi făcut eu. Eu vin aici să explic oamenilor că facem lucrurile cât de bine putem. Imaginați-vă că am intrat într-o primărie în care nu exista experiența proiectelor majore. Nu au existat investiții majore în ultimii 10 ani și prin urmare a trebuit să învățăm din mers cum se face. Numai cel mai banal dintre proiectele pe care le-am făcut în mandatul meu, traseul, amenajarea, proiectarea, reamenajarea traseului turistic Trei Căldări. Ne-a luat un an să învățăm cum, unde, avizăm, cine se ocupă, cine poate face chestia aia. Un proiect minor, vorbim de oraș turistic de 20 de ani. Știți ce nu este normal? Nu este normal ca să vă iau un an. Nu este, dar eu am zis, am prezentat-o ca pe o normalitate. Da. Nu e o normalitate. Ne-am chinuit să învățăm cum se face ca să fie totul bine. Pentru că înainte nu s-a făcut. Și atunci am luat-o cu pași mărunți. De acum știm cum se fac lucrurile. Acum lucrăm
la proiectele de mobilitate viitoare. Pentru că nu trebuie să vedem ca pe un sfârșit finalizarea acestor proiecte. E un început promițător care ne arată, ne dezvăluie cum putem înfrumuseța orașul și cum îl putem face funcțional pentru toți oamenii. Și acum lucrăm la finalizarea proiectului tehnic pentru celelalte 13 străzi, care vor conecta aceste trei coridoare de mobilitate. Săptămâna aceasta am avut o întâlnire extrem de productivă cu proiectantul, cu colegii care coordonează proiectele de mobilitate pe care le finalizăm acum, precum și cu poliția rutieră și reprezentanții ai experți din zona de circulație rutieră care cunosc foarte bine realitățile din Piatra Neamț. Ei, am luat-o pas cu pas și am văzut unde mai avem limite de 12 metri între borduri. Nu mai punem separatori, găsim alte soluții pe care le aducem și la cunoștința finanțatorului încă din faza aceasta a finalizării proiectului tehnic, cu toate justificările și din partea proiectantului și însușite și de poliția rutieră și de, bineînțeles, beneficiar, adică primărie în cazul de față. Căutăm să rezolvăm tocmai problemele de care ne-am lovit astăzi, pentru că cineva nu și-a făcut treaba la timp. Eu de asta vin, să explic oamenilor aceste lucruri, nu ca să fac campanie electorală. În campanie electorală voi fi la anul și vă asigur că voi veni și la emisiune, îmi voi face treaba și la primărie și voi fi și mai mult pe teren pentru a discuta cu pietrenii. Bogdan, o să te rog, domnul, dacă poți, Cristi Budurleanu, văd că parcă așa ceva. Până dimineața, cred că se vede. Se vede, domnul primar, ce scrie acolo sau nu se vede? Se vede. Dacă se vede. Știm cumva când se apucă de asfaltare pe Bulevardul Traian. De zilele trecute s-a început tăierea asfaltului și a plăcii betonate de pe Traian. Pentru că acolo se va face pentru că nu a fost suficient timp pentru asigurarea gradului maxim de compactare și pentru că există riscul ca în perioada de monitorizare, având această lucrare extrem de dificilă cu magistrala de apă, să nu apară situații de fisuri sau surpări sau tasări suplimentare de care să afecteze calitatea asfaltului și a căii de rulare, suntem nevoiți să venim cu o soluție care să folosească o suprafață mai mare de teren pentru a poza acolo o placă de beton bine racordată, bine ancorată în placa existentă. S-au început lucrările din zona benzinăriei MOL, din zona liceului de chimie. Constructorul vine cu utilaje suplimentare pentru a crește dinamica, pentru a accelera ritmul de lucru. Vrem ca în 2 săptămâni să avem placa de beton turnată și imediat, înainte de a turna placa de beton, va fi partea asta de tăiere, demontare a unei suprafețe de aproximativ 2,5, mă rog, de-a lungul lungimii magistralei, de-a lungul magistralei se va decoperta o suprafață în așa fel încât pe umerii existenți să se pună placa de beton. După ce se întărește betonul, în jur de 10 zile, 15 zile, se va turna stratul de asfalt. Eu mă uit afară. Asfalt. Da, și avem parte de o vreme care ne ajută. Și chiar și peste 2 săptămâni? Și peste 10 zile după 2 săptămâni? Considerăm că vremea ne va ajuta și atunci și vom găsi răgazul pentru a asfalta și a ajunge la strada Binder, pe Bulevardul Traian și Piața Mihail Cogălnicianu. Deci vom avea asfalt proaspăt înainte de Crăciun. Da, Ovidiu Cătălin, Bogdan, dacă reușești. Nu știu, a reușit sau nu? Trebuie să... De curiozitate, terminați de asfaltat pe străzi unde ați spart până vine zăpada sau rămâne pe la anul? Despre asta vorbeam. Bulevardul Traian și Piața Mihail Cogălnicianu vom avea asfalt proaspăt pe întreaga lungime. Pe Bulevardul Decebal vor mai fi lucrări de executat
pe care nu avem cum să le finalizăm anul acesta. Și anume, sunt aproape 18 cămine, branșamente, racorduri, care vor fi efectuate probabil până la finalul lunii martie. Da. Și acum o întrebare grea, chiar așa spune, întrebare mai grea. Domnul Radu Topi. Este adevărat că partidul domnului primar nu l-a susținut pentru realizarea proiectului? Nu știu dacă mă întreabă pe mine, domnul Radu, sau vă întreabă pe dumneavoastră. În orice proiect, mai ales de o complexitate atât de mare, ești foarte precaut, circumspect și rezervat să îți acorzi susținerea și mai ales să-l vezi finalizat în termen, în condițiile în care o perioadă foarte îndelungată, aproape cu cea care a mai rămas pentru finalizarea proiectului, nu s-a întâmplat nimic. Deci dacă în 2 ani și jumătate nu s-a făcut absolut nimic pe proiectele respective și tu mai ai 2 ani și jumătate să le implementezi, stai și te gândești dacă merită să încerci și numai bine, le explici oamenilor, n-avem cum, nu s-a gândit la chestiunea aia, nu s-a pregătit situația aia, nu s-au înlocuit rețelele de utilități, nu s-a pregătit absolut nimic în sensul acesta. Și da, au fost foarte multe voci în interiorul partidului care mi-au sugerat să nu încep să sparg tot orașul, pentru că risc să nu termin proiectele la timp. Și eu le-am spus de atunci, n-am venit aici ca să caut scuze și să le zic oamenilor că nu pot face asta. Arata acum momentul de a atrage acești bani europeni ne va împiedica accesul la următorii bani europeni în exercițiul financiar următor. Și filozofia este simplă. Și abordarea Uniunii Europene este următoarea. În exercițiul financiar 2014-2020 s-au finanțat ca prioritate coridoarele principale de mobilitate. În exercițiul financiar 2021-2027 se finanțează coridoare secundare de mobilitate. Dacă nu le ai pe primele, nu ai ce să conectezi, prin urmare n-ai coridoare secundare de mobilitate. Mai mult decât atât, ai avut niște contracte de finanțare semnate, ai atras 2,5 milioane de lei în 2 ani și jumătate, adică 2%, nu, 0,2%, ca să corectez, că era greșită informație, deci 0,2% s-au absorbit în perioada 2016, ca să facem o scurtă comparație. În perioada 2014-2020, deci în 6 ani, Piatra Neamț a absorbit acești 2,5 milioane de lei. 2,5 milioane de lei în 6 ani. Suma banilor europeni care au fost atrași de municipiul Piatra Neamț. Numai anul acesta absorbim de 100 de ori mai mult decât suma acelor 6 ani. Despre ce vorbim? Orașul Piatra Neamț, care a fost lăsat îndatorat cu sute de milioane de lei ca să plătească telegondola, un sistem de termoficare care n-a funcționat niciodată, borduri, pavele și toaletat de acum 20 de ani, ne trezim că pe lângă aceste datorii trebuie să dăm și banii europeni, cei 2,5 milioane înapoi din bugetul local, și așa se cătuit, un oraș care nu a avut parte de investiții majore în 10 ani, să rămânem fără aceste investiții, cineva să ne confiște practic viitorul și eu să fiu părtaș la așa ceva în condițiile în care am venit cu promisiunea în fața oamenilor că voi face treabă, să zic și să caut scuze că renunțăm la aceste proiecte și la banii viitori pentru că nu avem capacitatea administrativă de a le implementa. Am refuzat categoric această abordare. Așa s-a întâmplat la APASERV. Da. Și așa s-a întâmplat la Consiliul Județean. Cu celebrul poim. Da. Acum se spune că am semnat pe poim. Am semnat pe o bucățică de poim și restul s-au pierdut și se iau bani din alte... Dar trebuie să explic de ce au fost voci și în interiorul partidului care mi-au sugerat această abordare mult mai sigură. Pentru că este mult mai sigur să explici ce nu poți face, mai ales în contextul politic în care ne aflam, pe un proiect major, unul,
Pe un singur proiect major este nevoie de cooperare interinstituțională. Este nevoie de colaborare cu toți factorii de decizie, cu Consiliul Județean, cu Prefectura, cu instituțiile de control, cu instituțiile avizatoare. Cu toată lumea ai nevoie de colaborare, să stai la masa discuțiilor, să aduci toți tehnicienii din fiecare instituție și să căutați soluții. Că orice proiect de genul ăsta vine cu niște probleme și cu niște provocări de te doare mintea. Și în loc să ai parte de colaborare, ai parte de atacuri și de șicane și de bețe în roate. Da. Cu asta ne-am confruntat. Adi Potoceanu, te rog, dacă poți. Știu că sunt mulți și e greu să... Ia să vedem ce spune. Ce soluții luați în considerare pentru strada fermelor? Va fi inclusă într-un viitor proiect de coridor de mobilitate? Sigur că da. Voi prezenta cetățenilor de pe străzile din zona străzii fermelor. Am o întâlnire săptămâna viitoare. Nu, am mutat-o și anunț în premieră la dumneavoastră această întâlnire. Stabilisem întâlnirea pentru miercuri 22 noiembrie la ora 5. A intervenit un eveniment care nu-mi permite să țin această întâlnire atunci și cel mai important argument este faptul că la ora 5 nu se vede nimic. E întuneric bezna. Ce să facem, ce să discutăm cu planșe? Acum cu... poate e mai bine. Nu e deloc bine pentru că nu mă interesează să ascund o situație, ci bun, să o cunoaștem și să discutăm unde, despre unde viitor. Unde veți face întâlnirea? Întâlnirea va fi pe la intersecția dintre strada Băncii și strada Ionănescu de la Brad, duminică la ora 12. Deci duminică la ora 12 întâlnire. În ideea în care oamenii sunt liberi. Cu cetățenii din zonă. Cu cetățenii din zonă și tot cei care doresc să participe. Poate okay. Sunt și alții interesați de strada fermelor, de exemplu. Pentru că unul dintre subiectele pe care îl vom atinge acolo este chiar strada fermelor. Avem pe strada fermelor o serie de condiționări. Eu nu pot să fac o investiție majoră și să includ pe un buget al Uniunii Europene în condițiile în care ar rămâne la două benzi. Ori o facem cu patru benzi și rezolvăm problemele și eventualele litigii care... Există soluție pentru patru benzi acolo? Putem face patru benzi pe zona dintre... intrarea imediat vin spre, nu chiar de sub podul, la câteva, nu știu, 50-100 de metri, da, de sus. La podul de la, de peste, de la, de la Calea Romanului, până la curba din intrarea care spre, da, spre oraș. Socar, spre, da. Așa. Ei, pe acel tronson am putea ajunge la patru benzi dacă reușim să convenim cu unul dintre proprietarii din zona 6 să renunțe la un metru sau un metru și jumătate. Sau să fie... Sunt multe garduri construite pe proprietatea primăriei. Avem documente care ne demonstrează acest lucru. Da, și știu, va trebui asta nu mi se pare un impediment. Nu ar trebui să fie dacă am avea un consiliu local responsabil care să-și asume această soluție. Pentru că nimic nu se face fără decizia Consiliului absolut, Local. Absolut, absolut, absolut. Bun, haideți să încercăm un pic. Și nu vreau să se înțeleagă și să pară o jignire adusă consilierilor locali, doar că, fiind un an electoral, avem o mână de oameni pe care eu pot spune că contez și scuzați-mi cacofonia, sunt... Eu am parte de susținerea celor 7 consilieri PNL și, în baza unor argumente temeinic explicate, am parte și de susținerea consilierilor USR și Pro-România. Mai este un consilier independent în momentul de față, cel de la ALDE. Mă rog, independent, independent dar ales pe lista ALDE. E independent de la bun început, că el a fost independent în tot domnul acest Enache, mandat. Domnul Enache. În rest, nu știu pe ce voturi ne putem baza, pentru că vedeți și dumneavoastră. La ultima ședință de Consiliu Local am avut o serie de proiecte pe care în urma unor le-am inițiat împreună cu domnul viceprimar Irimia, în urma mai multor insistențe ale unor privați, ale unor companii care se dezvoltă,
care au proiecte cu finanțare europeană și vor să cumpere niște și care teren. Au nevoie de niște bucățele de teren unde, fie pentru a-și dezvolta baza de producție, fie pentru a crește numărul salariaților, fie pentru a reamenaja un spațiu și a-l folosi într-o manieră mult mai utilă decât poate astăzi primăria. Sunt zone unde primăria nici nu are acces. Avem suprafețe de 200 de metri pătrați unde noi nu avem cum să ajungem. Sau sunt zone unde aceste terenuri nu reușim să le întreținem și să le cosim, să le toaletăm, să le înfrumusețăm, pentru că sunt în zone periferice și nu sunt în raza de prioritate a noastră, pentru că și așa avem zone în centrul orașului sau în cartiere intens locuite, unde am putea să ne facem mai bine treaba. Și vă spun asta cu toată sinceritatea și lucrăm la îmbunătățirea acestor performanțe. Dar ce au zis domnii consilieri din opoziție? Că nu, că se vinde orașul. Acum se vinde orașul? Acum se vinde orașul? Orașul nu a când fost au fost vândut în înfrățirea... Da. Bun. Eu mai am și eu câteva probleme de discutat, dar haideți să mai răspundem. Doamna M. Dani, nu știu, deci e o familie, cred, grădinița numărul 2 se mai deschide, suntem amânați de pe o lună pe alta, ne amânați, ne dați un răspuns clar, vă rugăm. Lucrările sunt finalizate. Constructorul lucrează la ultimele detalii din cartea tehnică, pentru că după finalizarea lucrărilor, pentru efectuarea recepției finale, se realizează această carte tehnică. Până la finalul lunii noiembrie vom face recepția finală și imediat vom da în funcțiune grădinița. Câteva observații de la o doamnă se impune și sunt perfect de acord cu ea. Se impune la orele de trafic maxim și știți că v-am mai sunat. Da. Prezența poliției locale pentru dirijarea traficului în punctele cele mai aglomerate din oraș. Se referă în primul rând pe zona Bulevardului Traian. După aceea ea spune, sunt foarte multe lucrări care par, nu spune că sunt, par abandonate. E deranjant ritmul în care se mișcă lucrurile în anumite zone. Și în completare vine o altă întrebare de data aceasta, domnule primar, dacă sunteți mulțumit de modul în care se mișcă firma Moldocor. Da, am spus-o de fiecare dată. Eu sunt obligat pentru că ele vin. Ele tot vin întrebările astea. Cu privire la cum se mișcă această firmă, spun că realizează progrese în mod constant, dar progrese prea mici față de nevoile noastre. Sunt nemulțumit de ritmul lucrărilor, dar aceasta este situația. Am reușit ca în 3 ani să avem această lucrare în execuție. În condițiile în care e o lucrare care se întinde pe 4,2 km. Da. În condițiile în care nimeni nu cunoștea dinainte rețelele de utilități din subteran. Adică dacă nu mă întrebați pe mine și având în vedere, eu vorbesc de timpul efectiv de lucru, eu nu vorbesc de restul. Pe timpul efectiv de lucru care a fost, eu zic că Moldocorul s-a descurcat bine la partea de săpătură și da, așa. Problema acolo căminele. Ține de cămine, n-am înțeles soluția asta tehnică și nici alții nici n-au înțeles. Nici eu n-am înțeles-o, dar practic acolo era vorba de sincronizarea mai multor echipe și asta ține de capacitatea de organizare a companiei, pentru că pe de o parte cei care manipulau țeava cu utilaje, cu buldozere sau cu ce au lucrat ei, plus sudori, s-au ocupat de partea de săpătură și sudare, pozarea țevii și după aia trebuiau să vină cei care se ocupau de armare, realizarea cofrajelor, betoane, asta, na, și au avut ei probabil probleme în partea asta de organizare a activității. Nu pot eu să fac organizarea activității unei companii absolut private. Din punctul meu de vedere, și pentru ei era mai economic să-și organizeze activitatea în așa fel încât să meargă sincronizat cu toate lucrările.
Până la urmă, cel mai important este că se întâmplă și că vom finaliza această lucrare și că vom avea apă sau această magistrală de apă nu ne dă garanția că în următorii 5 ani orașul Piatra Neamț nu va avea problema Târgu Neamțului. Pentru că, din păcate, vorbim de o instituție, Consiliul Județean și o companie județeană, APASERV, care nu și-au făcut treaba deloc în ultimii ani. Din cauza unor meciuri și a unor rivalități cu desorginte politică. Știți prea bine situația. Eu nu am perpetuat acest scandal, am venit să căutăm soluții, să rezolvăm această problemă, dar nu am avut parte de un sprijin real. Nu vreau să acuz contre, deși cred că se vede cu ochiul liber că au fost și din acestea, însă cer ca de astăzi înainte și văd că se poate, având în vedere organizarea Târgului de Crăciun, simt că există acest potențial. Adică chiar, cum să spun, a fost așa o surpriză, noi am semnalat-o. Deci eu consider că un oraș, o comunitate, nu se poate dezvolta când toată lumea se ceartă. Și de asta suntem unde suntem. Pentru că tot timpul am fost pus pe scandal, pe ceartă, pe această rivalitate, care e mai breaz, că eu sunt mai bun decât celălalt. Da. Nu ne ajută. Nu vă supărați, dacă la vârf se întâmplă asta, ce ne așteptăm jos? Se spune, știți, aia cu peștele. Da. Știți? Dar și atunci peștele ăla poate fi curățat. Și da. Culmea că se curăță cel mai bine de la coadă. Liviu Ivanciu, Bogdan, te rog, asta este chiar o chestie foarte serioasă. Nu o să puteți răspunde la asta acum, dar necesită un studiu și la emisiunea viitoare poate o să vă întreb. Iată ce întreabă. Cum vi se par valorile de trafic și de poluare din raportat noiembrie 2022 la noiembrie 2023 în Piatra Neamț? Asta este chiar... Da. Este o problemă foarte serioasă și vă spun de ce. Pentru că în momentul când s-au proiectat, mă rog, eu zic că nu s-au desenat coridoarele de mobilitate, pretextul pentru care s-au făcut aceste coridoare sau axa pe care s-au obținut banii avea în vedere reducerea poluării. Da, așa e. Avea în vedere reducerea poluării. Și e chiar interesantă întrebarea și e o temă de discuție extrem de serioasă. Reducerea poluării se face prin mai multe acțiuni corelate. Pe de o parte, prin faptul că nu mai ții mașinile în trafic atât de mult timp să parcurgă. Am fost la București duminică și luni. Îți ia jumătate de oră să faci 2,5 km. Eu în dimineața asta am făcut 4 km în 8 minute, venind la dumneavoastră la oră de vârf. De la 8 fără 5 am plecat până de acasă și la 8 și 3 minute eram la dumneavoastră în studio. Deci am plecat mai devreme gândindu-mă că există riscul să fac 20-25 de minute. Și se întâmplă adesea ca și traficul să meargă mai greoi. Dar spuneam despre faptul că indicatorul final se va atinge după ce vom avea lucrările finalizate. Pentru că astăzi poluarea vine și de la praf. Sunt încă multe zone în oraș unde avem șansurile încă neacoperite, tocmai din cauza faptului că urmează să vină. Este clar că nu poți face o analiză betonare acum, da. Dar este interesant. Și mai este un lucru. Pe lângă ceea ce ține de primărie, și anume finalizarea lucrărilor, mai este ceva ce ține și de comunitate. Înțelegerea acestor lucrări și acceptarea schimbării unui comportament. Măcar în prima fază să testăm. Poate este mai eficient să mergem cu autobuzul. Poate o dată pe săptămână putem merge cu bicicleta. Eu abia aștept să fie gata pistele pentru bicicliști de pe Traian și de Cebal. Ne străduim să le finalizăm anul acesta, cel puțin la nivel de beton, măcar dacă nu de asfalt turnat. Și altfel vor arăta lucrurile în primăvara anului viitor. Credeam că vei spune că de-abia aștept să merg cu bicicleta. De ce? Că mă și gândeam la o cursă
Iulian Bulai, Andrei Carabelea cu bicicletele. Dar n-am niciun motiv de întrecere cu Iulian Bulai. Nu, dar el era recunoscut, se ducea cu bicicleta la Senat. Vă asigur că avem trasee la diferite. Parlament. Nu. Da. Și trasee și apropo de trasee, uite, că să vedeți cum... Deci întrebare pusă. Bună dimineața! Întrebare pentru primar. Că tot a deschis vorba de... Vor continua să colaboreze, să fac coaliție la nivel local cu partidul USR? Eu nu exclud nicio colaborare. De, apropo de drumuri comune. La mine să zic ceva împotriva cuiva? Niciodată. Eu sunt deschis să colaborez cu toată lumea. Și asta fac și astăzi. În aceeași măsură sunt deschis și astăzi să colaborez cu toată lumea. Dar nu sunt dispus să fac compromisuri care să depășească o limită. Am înțeles. Bun, luăm o pauză de la întrebări. Vreau să vă arăt o chestie. Știți că noi tot am vorbit de societăți, de modul în care funcționează, cum e. Eu vreau să vă arăt un lucru. Bogdan, dacă poți să-mi pui... Nu, numai o singură poză. Poza cu oalele din piață. Când poți tu? Eu știu că te-ai pregătit să le pui pe toate ca să le vedem, dar... Deci, eu îmi pun și ochelarii. Nu e relevant din zona aceasta, dar în spate, pe zona din spate... Nu, aici sunt niște farfurii, mă rog, în spate, niște băieți vând seturi de oale cuțite, foarte bune calitativ din câte se vede. Și ieri am asistat la un dialog. A venit cineva, zice, vreau și eu oala asta, dar vă rog să-mi dați și mie un bon fiscal. Noi, nu, este cam așa. Noi nu dăm la bon fiscal la voi. Dar de ce nu dați la bon fiscal la noi? Pentru că noi avem altă autorizație după care funcționăm. Eu înțeleg că dacă vinzi oale de la corund, ai o autorizație de producător. Și vinzi oalele alea de la corund, da? E ok, e foarte bine, e normal. Nu știu dacă e normal aici. Dar când vinzi seturi de oale, da, cuțite și alte ustensile, păcat că nu se văd care nu sunt neapărat din prim plan, produse, care nu sunt produse, manufacturi. Eu stau și vă întreb de ce se vând în piață. Voi adresa întrebările mai departe, pentru că aici sunt nu doar primarul trebuie să dea soluția pentru această situație. Eu știu. Eu pot să vă zic, chiar recent venind către dumneavoastră și aflându-mă în piață făcând un traseu, am avut o discuție cu mai multe persoane care comercializează produse de uz casnic și mi-au zis când li se schimbă condițiile de lucru. Și le-am zis că noi, primăria, facem efortul de a modifica situația și felul în care se tarifează în piața centrală. Toți cei cu uz casnic nu vor putea să vândă decât în etajul pieței centrale. Bogdan, dă-mi un pic. Asta este asta zona. Parcă am intuit că făcută pentru, exact, vânzarea cratițelor, exact, a acelor bricelor și caricelor, da, care se vând în piață. Carioci, avem un proiect care acum urmează să fie finalizat, de sistematizare a accesului pentru aprovizionare, care se va face prin această zonă. Deci aici nu vom mai vedea oale și cratițe. Din primăvara anului viitor nu vom mai avea așa ceva. Este concurență neloială, clară, da, pentru cei care au mai rămas să vândă. Vreo 2-3 care au, da, mai rămas să vândă acolo. Nu este normal ca produsele care ar trebui să vândă acolo să le vinzi în piață lângă... Ce mai este? Zarzavaturi, struguri și altceva. De ce? Pentru că oamenii ăia au contract pe termen lung cu urbanul. Ori ăștia sunt niște sezonieri care vin, dau boom în perioada postului și pleacă. Exact. Aici vom avea o zonă de comerț sezonier, cu tarabe organizate altfel, cu umbrare făcute într-o manieră mult mai civilizată și cu o zonă de acces auto pe unde vor trece într-un interval de timp limitat, într-o zonă, într-un perimetru securizat cu bolarzi. Ai voie să intri în perioada hotare, nu o decid eu, o decid oamenii din piață, vor spune care este perioada de aprovizionare de care au nevoie, însă nu vom vedea
aceeași situație pe care o vedem astăzi, cu mașini de aprovizionare în toată, în toată parcarea, care limitează accesul, ghiciți cui, tocmai a cumpărătorului. Noi în loc să aducem cumpărătorii să vină la piața centrală, să cumpere produse sănătoase, să... Deci, ai locuri goale chiar și la vedere și îl pui pe ăsta, îi creezi un avantaj clar comercial și unde mai pui? Că el nu are proveniența mărfii sau nu o arată, nu-ți dă bon fiscal și factură și pentru m-am dus și eu și am întrebat. Probleme, am schimbat recent administratorul special, pentru că astăzi suntem ușor, decizia primăriei este ușor limitată de faptul că vorbim despre o societate aflată în insolvență, care este administrată astăzi de un administrator judiciar și de un administrator special. Până acum câteva săptămâni a fost așa o situație cumva atipică, că administratorul judiciar era același cu administratorul special. Domnul situația Bistricianu. Parcă domnul Bistricianu. Aproape de un an și jumătate, da. Ei, pentru că am văzut că nu e firesc și că nu se întâmplă niște lucruri taman așa cum ne-am dorit și nu... Teoretic domnia sa mai avea și alte firme. De da, care se ocupe exact. Și atunci era greu să s-a putut focusa strict pe obiectivele pe care le avem noi, ca să îmbunătățim cumva condițiile, pe de o parte pentru comercianți și pe de o parte pe producători. Tocmai pentru că în această perioadă avem compania Urban se ocupă de două mari activități, gestionează două mari domenii, administrarea piețelor și întreținerea spațiilor verzi. Pentru că în perioada sezonului rece, partea de spații verzi nu mai e practic într-un focus atât de intens. Acum se fac doar de contările. Acum vrem să ne prioritizăm, așa este. Acum vrem să ne prioritizăm pe administrarea piețelor. De aceea l-am pus ca administrator de piață pe cel care a coordonat această activitate în ultimii administrator special. La CMI Urban, l-am pus tocmai pe cel care gestionează Cine această activitate, domnul Valentin Mățu. Acum tocmai... mi-explic de ce sunt oalele aici, că dacă el era aici la piață, așa, sigur nu se întâmpla lucrul ăsta. Dacă ocazia asta o să vadă emisiunea și o să rezolve problema. Bine, sper să vadă emisiunea și să rezolve. Adică nu e corect să faci concurență neloială și el știe ce înseamnă concurența neloială în piață. Deci sunt sigur că va rezolva și îi va duce sus, acolo unde este locul lor. Acesta este obiectivul și am cerut în mod expres acest lucru. Da. Revenim la întrebări. Bine, administrator special nu este de foarte multă vreme ca să ne imaginăm că până acum a avut suficient timp să corecteze toate aceste situații. Nu, dar eu zic că el chiar se pricepe, de asta am zis. De o săptămână maximă. De asta, dacă nu pleca de aici, probabil nu se întâmpla lucrul ăsta. Uh-huh. Și de acum o să revin. Dar nu, el rămâne și cu această activitate și suplimentar se ocupă cu partea de administrare specială a societății. Deci, adică nu i-am luat responsabilitatea de a... Am înțeles. Doamna Mihaela Elena, domnule primar, faceți ceva să funcționeze, aici ai scris greșit, dar sună mișto, senatorul de la galeria. Se duce lumea la servici. Ce facem? Stăm la mina șoferilor? Eu știam că la galeria nu-i senator, ci-i deputat, dar mă rog. Da. Da, vom verifica. Și senatorul și semaforul. Da, n-am putut să mă abțin, că sună prea frumos asta cu senatorul. Un domn din Londra, bună dimineața, domnul Bărănescu, întrebare importantă pentru primar. Care este stadiul lucrărilor la cinema și parc Cozla? La cinema Cozla suntem undeva la 50%, dacă nu mă înșel, ca și stadiu efectiv de execuție. Și am o promisiune, cei drept verbală, din partea constructorului că până la finalul acestui an va ajunge la un grad de execuție de 80%. Când are finalizarea lucrării? Finalizarea lucrării este finalizarea contractului de finanțare, programului. Da, programului de finanțare. De finanțare pe care am accesat acest proiect e 31 decembrie. Dar este un proiect pe care l-am declarat nefinalizat, în sensul că parte din lucrările care vor rămâne de executat
le vom finaliza pe buget local anul viitor. Parc Cozla. La Parcul Cozla. Drumul de pe Cozla se lucrează acum. Terminul de execuție este undeva la finalul lunii mai, dacă nu mă înșel, anul viitor. Trebuie să spunem că s-a lucrat... Parcul Cozla este grădina Nicu Albu, presupun. Da. La grădina Nicu Albu se lucrează, suntem în faza... mai mult se lucrează pe partea de demolare anul acesta. Sunt lucrările grosiere cu care începe orice categorie. Acolo nu e proiect european, este din fiind proiect pe buget local. Puteam să facem un proiect european acolo, dar riscam să-l terminăm în 2027. Și așa, am vrut, scuzați-mă, știți părerea mea. Da, așa este, cam, și aveți dreptate. În momentul în care am ales varianta aceasta de lucru, eu eram convins că lucrurile vor merge șnur și că nu ne vom poticni la nimic. Dar au apărut și situații cu avizul de la mediu, au apărut tot felul de întârzieri în faza de pregătire a proiectului. La licitații am avut două contestații succesive. Asta ne-a întârziat. Din păcate, asta este administrația. Când ai proceduri greoaie, lucrurile se mișcă greoi. În privat, decizi astăzi cu cine lucrezi mâine și într-o săptămână ai dat drumul la treabă cel târziu. La stat ai proceduri. Durează 2 luni achiziția, durează 3 luni, începem de la începutul, durează minim 3 luni proiectarea, durează 2-3 luni să obții avizele, dacă e zonă din perimetru de protecție, nu știu, fie la arii protejate, fie la direcția de cultură, ai de la mediu nevoie de avize, ai de la atâția avizatori și te întârzie. Da. Mai vine și o contestație, te poate duce și 3 ani. Același domn din Londra continuă și zice care e stadiul la Puntea Strand când se va deschide. Puntea Strand stă pe noile toroane. Din momentul de față nu mai există acel risc al prăbușirii. Se lucrează la ultimele finisaje, reglaje. S-au reglat montanții, acei tiranți de care este fixat puntea. Eu dau din cap ca și cum aș ști. Îmi pare rău, nu știu cum să vorbesc. Deci puntea este fixată pe cablurile ale mari, au fost înlocuite toate cele care asigură siguranța. Acum structura de rezistență este rezolvată. Acum se lucrează la partea de contravântuiri, ca să nu o dezechilibreze vântul. Sunt 8 toroane, toate înlocuite. Toroane fiind acele cabluri groase. Se urmează să se schimbe balustrada și se modifică un pic soluția cu privire la accesul din partea de la strand, unde proiectantul a greșit un pic sau, mă rog, a încercat să păstreze o situație existentă în teren în condițiile în care putea să ne întrebe și să-i zicem clar, preferăm să fie lucrul perfect funcțional și să arate bine decât să ne complicăm existența ca să respectăm ce este la fața locului. Deci, mai bine zis, am demolat un chioșc care era acolo, unde se vindeau acum 10-15 ani biletele pentru accesul în strand. Și din acest motiv, rampa de acces pentru persoane cu dizabilități a fost pusă într-un unghi extrem de întortocheat, care nu era prea accesibil din punctul meu de vedere și am solicitat modificarea soluției. Da, vă rog frumos să-l întrebați și de Uriaș dacă a primit avizul de la arii protejate. Uriașii nu au primit avizul de la arii protejate. Întâmplarea face că m-am întâlnit cu domnul președinte de la arii protejate chiar săptămâna aceasta. Eram la o întâlnire cu primarii de municipii din țară, la Asociația Municipiilor, la un summit. Și a venit domnul Carnariu lângă mine să-mi explice de ce nu se poate și ce avem de făcut acolo. Va veni domnul ministru al mediului și voi arăta la fața locului cum arată lucrurile și ce vrem să facem acolo. Până una alta avem contract de execuție semnat,
pentru primii doi uriași, care vom amplasa în afara zonei de protecție, ca să nu ne mai încurce ariile protejate. Și când va mai veni domnul președinte de la arii protejate sau domnul ministru, îi vom arăta ce înseamnă uriașii, ce înseamnă lucrările. Dacă din proiectul tehnic nu ne dăm seama că nu e ceva care să încurce, să dea peste cap zona de protecție a arii protejate, să răstoarne vreo fosilă, să modifice vreo situație, na, în condițiile în care știți prea bine câte și cum s-au făcut acolo. Na, deci, despre ce vorbim? Bine, câte s-au făcut, câte nu s-au făcut și s-au plătit și câți bani s-au băgat în zonă. Probabil știți mai multe, pentru că ați urmărit îndeaproape... Noi am scris, nu, adică n-am... Noi am scris în timp. Ideea, da. Ideea este că acum am văzut că s-a asfaltat drumul, o parte a drumului spre zona Terasa Gospodinelor și mai sus. Sunt 17 ani de când a fost distrus drumul acela. Da. 17 ani. Exact. Eu, dacă eram în locul celor de la Terasa Gospodinelor, dădeam de mult în judecată primăria pentru blocarea activității. Eu i-am spus administratorului restaurantului, încă din primul an eram încă, și știți ce trebuie să recunosc? Proiectul e mai vechi. S-a lucrat la proiectul acesta, în primul rând pentru realizarea unor lucrări de siguranță, de stabilizare a terenului. Pentru că acolo era de fapt gravitatea situației, că mulți ani s-a ignorat riscul apariției unor alunecări de teren. Prin această lucrare am urmărit în primul rând stabilizarea versantului, în așa fel încât în condiții de ploi torențiale sau... Cât se poate cu banii ăștia. S-au făcut ziduri de sprijin, rigole, s-a făcut până la limita zonei de protecție toate lucrurile necesare pentru a stabiliza, conform ziselor proiectului, proiectantului. Așa, eu am asigurat doar banii necesari pentru execuția lucrărilor și pentru a face acest lucru chiar am prioritizat acest proiect, pentru că el a stat multă vreme și era așa întins într-o zonă de... S-a văzut că s-a lucrat, noi chiar am fost și am dat o știre ieri și beneficiarii, ca să zic așa, din zonă zic că s-a lucrat bine și că merge treaba bine. Era un drum necesar, eu nu pot să înțeleg să nu faci un drum într-un oraș, stațiune turistică de interes național. Și îl vom continua deci, pentru că e... E greu de înțeles. Bun, încă o întrebare, de ce pe strada Lămâriței nu se găsește o soluție pentru canalul de pe colț cu Bulevardul Traian? Dacă s-ar acoperi, se va da drumul și la cealaltă bandă. Aici știu povestea. Da, va fi și strada Lămâniței. Este groaznic dimineața, spune. Da. Și așa este. Cunosc. Va fi și această stradă reabilitată foarte curând. Și adresez o întrebare cetățenilor din zonă. Cum ar fi dacă ar fi sens unic dinspre Traian spre Bulevardul Decebal? În așa fel încât accesul să se realizeze, nu știu, pentru cei care vin dinspre piață, dinspre Brădet, fie merg pe Traian și așa, fie eu iau pe la 1 mai și întorc și vin pe Progresului. Bine, acum știți cum e. M-ar bucura o reacție deci a celor din zonă. Deci noi o să putem face o știre cu întrebarea asta. Da. Dar problema cred că nu se pune neapărat așa. Ar trebui ca niște specialiști, îl mai aveți pe domnul Popa, specialistul în trafic, în drumuri, să-i cereți să vă facă niște simulări sau cine mai se pricepe pe acolo. Pentru că e greu e clar nevoie de resistematizarea sensurilor unice din oraș. Și am cerut colegilor din primărie realizarea unui master plan cu privire la această resistematizare a sensurilor unice din oraș. Mai ales că vom începe să avem date din ce în ce mai concludente și mai clare cu privire la indicatorii din trafic. Să știm
cam care este nivelul de aglomerare, pe ce porțiuni, cam care sunt direcțiile în care se îndreaptă cetățenii. Nu poți să faci dacă nu-ți dai seama de toate lucrurile astea. Dar ați văzut și dumneavoastră ce se întâmplă când ai un accident pe centură? Nu e ceva ce se întâmplă doar în Piatra Neamț. Nu, dar nu, da, deci nu, eu zic, deci sentiment că e ceva. Nu, pe mine nu mă deranjează faptul, mă deranjează că se întâmplă accidente. Doamne, bineînțeles. Nu, dar când se întâmplă așa ceva, pe mine mă deranjează reacția poliției locale. Celor care trebuie să intervină rapid și ei nu trebuie să intervină, trebuie să, părerea mea, să gândești un pic înainte de a interveni. Adică te duci să asiguri locul, zona respectivă, să asiguri, vin ăia să măsoare, să vadă cauzele. Asta face poliția rutieră. Asta face poliția rutieră. Dar tu trebuie să anticipezi. Ai acolo un ecran mare cu tot felul de imagini. Exact. Și să anticipezi. Vă rugăm, evitați zona. Exact. Și te duci și pui un echipaj și dirijezi circulația prin altă parte ca să nu aglomerezi inutil. Deci, dacă informația este scrisă corect pe acel panou de avertizare, evitați zona Piața Centrală. Deci, asta este ideea. Accident, evitați zona. Adică, Doamne iartă-mă, s-a stat o oră și ceva și nimeni nu înțelegea și cel care era la capăt nu știa despre ce este vorba. Unii poate au considerat că domnule, nu pot să merg pe nicăieri, poate se putea ieși. Aici este o problemă care ar trebui rezolvată, reacția rapidă când se întâmplă lucruri de genul acesta. Sigur, și mă gândesc nu numai la avertizarea a evitat zona, și un echipaj care să stea acolo la intersecția respectivă să zică ocolire, avem accident, oameni buni. Dacă altfel nu se poate, cu plăcuță. Da. Bun, am deschis cutirea Pandorei cu piețele, întrebări, Piața Mărăței. De ce a acceptat să vândă țigări de contrabandă în piața? Nu se face nimic în piața, așa ceva că acceptă primarul. În piața, cum se cheamă, Precista. La 5 tarabe, la toate 5 se vând țigări. Eu știu că nu se face cu acceptul. Dar problema e că dacă vine poliția dacă și este prinde la odată, de la administratorul pieței care cunoaște această problemă și nu o semnalează. Păi dacă ți-a venit poliția odată, i-o prins. Da. Eu mai prins a doua oară, înseamnă că ești mazochist și îți place. Cam bancul ăla, cursul și cuvânător. Și riscă să nu fie cumva această acceptare tacită, dacă e așa ceva, eu refuz să cred. Nu e de tolerat. Eu refuz să nu cred, dar mă rog, Piața Mărăței, întrebare. Piața Mărăței e unul din proiectele pe care nu am reușit să am tot focusul pentru a reuși să rezolv această problemă. Acolo am încercat din răsputeri să facem un parteneriat public-privat. Au existat tot felul de ședințe și argumente în primărie că nu prea se poate, că e greu să faci pe o piață publică parteneriat public-privat, pentru că acolo trebuie clar să fie menținută destinația juridic, nu putem face asta, adică o dezbatere. De unde până unde? Cine te obligă să... Este înscrisă ca piață publică și destinația trebuie neschimbată. Prin urmare, nu putem face acolo altceva, că ne-am gândit să facem o parcare, să facem o zonă comercială unde să vină un privat să dezvolte ceva. Din păcate, eu am învățat un lucru, o serie de... Am învățat un lucru. Nu există. Pot să schimb destinația. Destinația se poate schimba. Ca să schimb destinația... Ai nevoie de foarte multe alte lucruri. Trebuie să te pregătești. Din dumneavoastră nu erați primar când s-a închis piața Mărăței. Deci ea s-a închis practic ca piață. Au mai rămas crâșmele alea care n-au plătit impozit. Au uitat băieții de la patrimoniu să le factureze și să ia banii și au funcționat bine, mersi. Așa. Deci piața aia are deja câțiva ani buni, are o vechime. Ultima noutate cu privire la această piață, ca să încheiem acest subiect, e că am abordat până și o mare asociație națională de producători locali să exploreze varianta de a investi în această piață și să fie a lor.
fie la un cost modic, fie, nu știu, o variantă de parteneriat public-privat în care ei să facă lucrurile în așa fel încât să promovăm și mai bine producătorii locali și ei să aibă un proiect emblematic pe care după aia să scaleze la nivel național. De ce nu vine lumea? Că am mai discutat și eu cu unii cu alții apropo de piața asta. Dom'le, zice, eu aș veni, dar dacă aș veni acolo, eu trebuie să investesc. Da. Eu trebuie să investesc. Eu știu dacă peste un an mai sunt acolo. După ce investesc, s-ar putea să devină atractivă pentru administrația publică locală sau pentru alții care au... Dar noi nu ne batem joc de angajamentele noastre. Eu dacă știu, convenim asupra unui obiectiv și acela se întâmplă, eu sunt fericit că punem în valoare respectivul spațiu. Înțeleg, dar eu vă dau următoarea situație ipotetică. Alegeri, veți deveni primar și nu veți avea consiliu. Situație ipotetică. Situația și asta am trecut deja prin ea și... Nu, da, de data asta aveți un ostil. Perspective. Eu vă zic, aveți... Nu, eu vă dau situație ipotetică. Situația ipotetică la care vă referiți dumneavoastră, și, eu o refuz. Și... Da, nu, eu, și, o refuz și vine, pentru că voi explica oamenilor prin ce am trecut și care... ce ne-a pus în situații extrem de dificile în acești 3 ani. Haideți să încheiem optimist. Exact. Să încheiem optimist. Vi s-au prezentat rezultatele sondajului de opinie de către conducerea Partidului Național care a făcut la Piatra. Sunteți mulțumit de ce e acolo? Sunteți îngrijorat? Sunteți optimist? Sunteți cum? Sunt responsabil și muncesc în continuare. Dacă anul trecut am avut parte de un rezultat al sondajului de opinie făcut tot la fel de centru, de conducerea centrală a partidului și atunci scorul era unul, aveam un avantaj foarte, foarte ușor. În pragul vorbiți de intenția de vot, da. Da, la partea de intenție de vot. Iată că anul acesta sondajul de opinie arată clar o creștere semnificativă față de anul trecut. Următorii doi clasați după mine nu fac, chiar următorii trei clasați nu fac împreună scorul meu, dar nu mă culc pe ureche. Cert este că acum încep să apară rezultatele. Un indicator extrem de important pentru mine este faptul că 60% dintre pietreni consideră că orașul se mișcă și într-o direcție bună. Avem și un focus group realizat în vară care ne spune la nivel de cercetare sociologică calitativă de data aceasta cum văd oamenii lucrurile, s-au făcut focus grupuri pe mai multe eșantioane, pe mai multe categorii de grupuri țintă, toate categoriile relevante de electori, de simpatizanți ai susținători ai tuturor partidelor relevante, mari, 4 partide, PNL, PSD, AUR și USR, mă scuzați, era să uit unii dintre partenerii cu care lucrăm azi în Consiliul Local. Și bineînțeles nehotărâți și acolo e o părere unanimă că de 10 ani nu s-a mai văzut atâta treabă în Piatra Neamț, nu s-au mai întâmplat lucrări și mulți nu înțeleg unde vor duce aceste lucrări, dar dacă reușesc să finalizez proiectele, toți au o părere că indiferent de al cui simpatizant vei fi, vei vota pe primar pe cel care face și care aduce bani europeni. Cam aceasta este perspectiva care construiesc și nu mă demobilizez și nu mă culc pe ureche, cum poate și-ar dori unii. Și mai spun, închei doar atât. Principalul contracandidat sau principalul competitor care îmi poate pune în dificultate activitatea și implicit rezultatele, sunt eu însumi. Tocmai de aia sunt atent să nu... Eu vreau să fac această încheiere, că de obicei cei care sunt primii în sondaje, de obicei ei sunt cei care își creează probleme. De ce? Pe modelul PSD-PNL la guvernare. Deci ei sunt singurii... Acolo care... nu pot gestiona eu la guvernare, dar de guvernare locală răspund eu. Okay.
Ne oprim aici, oameni buni. Am mai primit pe ultima 100 de metri întrebări, dar nu mai școala 5, școala 8, întrebările clasice. Joia viitoare, dacă reușim să ne întâlnim. Ne oprim aici, urmează, așa cum v-am obișnuit în ultima parte, buletinul, sau nu urmează? Nu urmează, mi se spune. Nu s-a făcut legătura buletinul de știri, dar revenim cu el. Numai bine, oameni buni, sănătate, cele bune. Mulțumesc pentru participare. Eu mulțumesc pentru invitație. O zi minunată tuturor.